Astăzi voi recapitula eu, voi spune eu din nou, ca și dimineață, care este structura cărții Petru. Data viitoare o să-mi spuneți dumneavoastră. Cred că deja știți, sunt 3 capitole. În fiecare capitol Petru vorbește despre o categorie diferită de oameni. Da? În primul capitol vorbește despre frați, despre credincioși. În al doilea capitol vorbește despre proroși sau învățători. Mincinoși, că proroci nu mai sunt. Da, mincinoși sunt, berechet. Și proroci adevărați sunt aia care predică cuvântul. Sper că lămurirea asta e suficient de bună pentru fratele Ciprian, da? Proroci sunt aia care predică cuvântul, nu alții. Bun, și în capitolul 3 se vorbește despre bajocoritori care bajocoresc venirea zilei lui Dumnezeu, da? Unde e venirea Domnului? Că de atâta mar de timp tot se spune și nu vine. Văd că deja știți. Așa se împarte cartea 2 Petru. Este o carte prin care Petru încearcă ce să facă cu noi? Să ne înștiințeze ca să ne trezească, da? Să fim treji. Și în prima parte Petru vrea să ne trezească pentru o viață de sfințire. Pentru o viață de sfințire. Dacă în primele două versete el ne-a vorbit despre ce este o biserică adevărată, de la versetul 3 până la versetul 4, da, cele două versete, versetul 3 și versetul 4, ne arată niște înzestrări dumnezeiești de care Dumnezeu ne-a făcut parte ca să trăim o viață de sfințire. El ne trezește mintea arătându-ne ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi. Iar de la versetul 5 la versetul 11 ne arată care sunt îndatoririle umane. Cu alte cuvinte, porțiunea aceasta de capitolul 1, la versetul 3 la versetul 11, se împarte în două. Prima parte vorbește despre înzestrările dumnezeiești și a doua parte vorbește despre îndatoririle umane. Dacă auziți pe cineva că își spune reformat, calvinist sau nu mai știu cum și spune că omul nu trebuie să facă nimic, să vă lepădați de el la fel cum v-ați lepădat de satana. Dacă auziți pe cineva care spune omul nu trebuie să facă nimic, să vă lepădați de el, da? Biblia este plină de porunci care ne sunt adresate nouă și noi trebuie să le îndeplinim. Sunt îndatoririle noastre. Însă, ceea ce trebuie ținut într-o tensiune sănătoasă sunt aceste două aspecte. Înzestrările lui Dumnezeu vin prima dată, ceea ce Dumnezeu face vine prima dată și ceea ce Dumnezeu face duce la îndeplinirea îndatoririlor omenești, da? Eu o fac pentru că Dumnezeu a făcut deja și continuă să facă, da? Deci, niciunul dintre noi nu trebuie să nege că noi avem de făcut ceva. Însă trebuie să legăm lucrurile în mod corect. Să explicăm felul în care lucrurile acestea se leagă. Și Petru și Pavel arată felul în care funcționează lucrurile. Dumnezeu lucrează și noi lucrăm. Dumnezeu ne dă putere și noi ascultăm. Da? Este întâi o lucrare a lui Dumnezeu și apoi este omul care, prin puterea lui Dumnezeu, în urma asistenței lui Dumnezeu, face ceea ce Dumnezeu îi cere. Da? Și așa se împarte pasajul acesta. Arată înzestrările dumnezeiești de care Dumnezeu ne-a făcut parte și apoi îndatoririle umane. În seara aceasta ne vom uita la înzestrările dumnezeiești. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine la versetul 3 și 4, la versetele 3 și 4, și să subliniem pentru început 7 binecuvântări de care Dumnezeu ne-a făcut deja parte, de care Dumnezeu ne-a făcut deja parte și aceste binecuvântări care sunt temelia trăirii noastre în sfințenie. Și pornesc de la ipoteza și premiza următoare. Dacă nu înțelegem aceste binecuvântări, lucrul acesta se va vedea în viața noastră. Da? Dacă nu le înțelegem, dacă nu le percepem, dacă nu le luăm pentru noi, dacă nu le conștientizăm, dacă nu înțelegem felul în care ele funcționează, lucrul acesta se vedea în viața noastră de sfințire. Viața noastră de sfințire va fi o reflexie a faptului că înțelegem sau nu înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Prima binecuvântare, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere. Da? Ăsta este primul lucru de care Dumnezeu ne face parte. Dumnezeiasca lui putere lucrează și ne dă. A doua binecuvântare. Dumnezeu zice că prin dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Tot ce privește viața și evlavia. Nici o scuză. Da? Avem tot ce privește viața și evlavia. Trei, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia cum? Înseamnă că ne-a mai dat cum? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Ne-a mai dat Dumnezeu ceva. Ce? Ne-a dat cunoștința de Hristos, că despre El vorbește.
Ne-a dat cunoștința de Hristos. Noi îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, acela în care rezidă, acela în care sunt toate binecuvântările. 4. Ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Asta nu este oferta pe care o face prin Evanghelie, ci este chemarea, ridicarea din morți, da? Ridicarea la viață. Ne-a chemat prin slava și puterea Lui. 5. Prin care El ne-a dat făgăduințele sau promisiunile Lui nespus de mari și scumpe. Nu știu cât am putea noi să recităm așa din minte, din ce am memorat, făgăduințe și promisiuni ale lui Dumnezeu. Ele duc la o viață de evlavie. 6. Prin făgăduințele acestea, spune Scriptura, prin făgăduințele acestea ne facem părtași, foarte interesant, ne facem părtași firii dumnezeiești. Ne facem părtași firii dumnezeiești. Cred că din pasajul acesta ortodoxi au extras conceptul fundamental în doctrina ortodoxă, conceptul fundamental de îndumnezeire, de îndumnezeire. Prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Și ultima binecuvântare spune că lucrul acesta s-a întâmplat și ca un efect am fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Deci sunt 7 binecuvântări perfecte, desăvârșite, de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Și pe baza acestor binecuvântări, noi construim, noi dezvoltăm o viață de evlave. De asta în versetul 5 Petru spune, de aceea, pentru că Dumnezeu v-a dat atât de multe lucruri, dați-vă și voi toate silințele. Dumnezeu nu te trimite la treabă cu mâinile goale. Dumnezeu nu te trimite la luptă fără arme. Aici cred că a falimentat foarte mult predicarea moralistă, deistă, terapeutică. Știți ce e predicarea moralistă, deistă, terapeutică? Predicarea moralistă nu vorbește despre sfințenie, ci de o conformare exterioară la principiile lui Dumnezeu. Deistă înseamnă că Dumnezeu s-a retras undeva în univers, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și de acum, mai faceți voi ceva. Ăsta e deismul. Dumnezeu e retras undeva în univers și așteaptă ca noi să tragem tare la cursa la care El ne-a trimis. Iar terapeutică e să te facă să te simți bine, da? Să ai imagine bună despre sine, să trăiești prin viață cât de cât binișor, da? Să pleci de la adunare și să te simți bine. Asta e predicarea moralistică, terapeutică, deistă. Falimentul acestei predicări este că începe cu trebuie. Fraților, trebuie să. Și ai să vezi că oamenii care predică moralism nu predică din Biblie. Nu predică din Coran. Îl predică din Biblie. Îi spune, fraților, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne dăm silințele, fraților! Măi, frate, mai sunt câteva versete fundamentale înainte de versetul 5. Trebuie să ne dăm toate silințele, dar ca eu să pot să-mi dau toate silințele, am nevoie de promisiunea și de realitatea că Dumnezeu mi-a dat tot ce privește viața și evlavia. Că însăși puterea dumnezeiască a lui Dumnezeu îmi este pusă la dispoziție să trăiesc viața asta. Adică dăm întâi o promisiune și după aceea îmi dai o poruncă. Arată-mi întâi ceea ce a făcut Dumnezeu și după aceea spunem ceea ce trebuie și ceea ce voi face eu prin puterea lui Dumnezeu. Ordinea aceasta este fundamentală aici, este pe muchie de cuțit însăși existența creștinismului. Însăși doctrinele fundamentale ale creștinismului. În această ordine, întâi Dumnezeu, apoi omului. Dumnezeu lucrează și omul lucrează. Dumnezeu inițiază, Dumnezeu continuă și omul ca efect al lucrării lui Dumnezeu trăiește într-un anume fel. Da? De aceea e important să subliniem lucrurile acestea pentru că dacă nu facem asta, tindem să ne ducem într-o doctrină, într-o predicare, într-o mentalitate moralistă. Moralistă, nu sfântă, moralistă. Și mulți egalează moralitatea cu sfințenia, dar nu sunt același lucru. Da? Moralitatea este o conformare exterioară la principiile lui Dumnezeu. Sfințenia este ceva ce pornește din inimă și este lucrat de însuși Dumnezeu. Prima binecuvântare la care ne uităm este puterea lui Dumnezeu. Spune aici Scriptura, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Creștinismul, în esența lui, nu este o încercare de a-i demonstra lui Dumnezeu ceva, de a-i răsplăti lui Dumnezeu, de a compensa într-un fel ceva ce a făcut Dumnezeu. Creștinismul, în esența lui, este o religie supranaturală. Este o religie a puterii lui Dumnezeu. Asta este creștinismul. Să trăiești viața creștină, să fii creștin, în esență înseamnă să experimentezi puterea dumnezeiască. Asta înseamnă. Nimeni nu poate să trăiască ca un creștin. Să ne trezim. Nimeni nu poate să trăiască ca un creștin. Nu știu dacă sunteți ați avut să fiți dezamăgiți de creștini adevărați, care știți sigur că sunt născuți din nou sau au toate evidențele unor oameni născuți din nou. Să fiți dezamăgiți de ei. Ați ajuns?
Întreba soțiile. Da. Am ajuns. Am ajuns, cu siguranță. Dar mirarea sau uimirea sau dezamăgirea se bazează pe un concept fals despre om. Un concept fals despre om. Omul fără puterea lui Dumnezeu este destinat falimentului. Fără doar și poate. Creștinismul în esența lui asta ne spune. Noi suntem slabi, suntem neputincioși, suntem morți, suntem incapabili, suntem aduși la viață de puterea lui Dumnezeu și trăim în fiecare secundă numai prin puterea lui Dumnezeu. Numai prin puterea lui Dumnezeu. Tot creștinismul este o religie a puterii lui Dumnezeu. Să jefuiești pe creștini care vin zi, duminică de duminică la adunare de această realitate, înseamnă să te joci cu sufletele lor. Înseamnă să împingi pe oamenii la chin, săptămână după săptămână, an după an. Și când cineva vine să predice despre puterea lui Dumnezeu, care este turnată în viețile noastre ca să trăim în sfințenie, lasă, gogoși, din astea mai auzit eu. Nu e adevărat, lasă că știm noi. Frate, ce greu e pe pământ. Suntem țărână, Doamne, treci cu vederea. Greu e pe pământ, că și tu ai fost și știi cum e. Vezi ce au făcut ăștia cu tine. Și cumva credem că îl facem pe Dumnezeu, hai să mai coboare puțin standardele. Sau dacă nu și le coboară, să le țină pentru el acolo, să nu ne ia chiar așa în serios. Scriptura nu spune asta. Scriptura spune că dumnezeiasca putere ne este dat fiecăruia dintre noi. Știți ce s-a întâmplat? Când oamenii și-au văzut falimentul, bisericile și-au văzut falimentul în trăire, ori n-au mai predicat o parte din Sfânta Scriptură, ori au redus creștinismul la un set de reguli pe care îl poate îndeplini un om moral, bine crescut și care e puțin religios. Au redus creștinismul. Este un proiect la propriu, este un proiect național al evanghelicilor de reducere a creștinismului la niște reguli pe care le pot ține și păgânii și oamenii din lume. Știți foarte bine dintre dumneavoastră, dacă v-aș da o foaie, știți, domnule, ce înseamnă să fii baptist? Păi să faci aia, așa. Dacă stai bine să analizezi, ai să vezi că și un păgân din lume, un ortodox care dacă se chinuie puțin sau dacă chiar e religios și bine crescut, ai să vezi că poate să țină regulile alea. N-are nevoie de nașterea din nou, n-are nevoie de Duhul Sfânt, fără niciun fel de problemă. Trebuie numai să se înregimenteze și să boteze. Dar nu trebuie să fii născut din nou să faci treburile astea. S-a ajuns la lucrul ăsta pentru că oamenii și-au dat seama, domnule, noi nu putem să facem ce spune Biblia. La propriu. Și atunci luăm lucrurile alea pe care le-am putea să le facem, pe care le făceau și fariseii. Ei se rugau, ei veneau, se duceau la templu, ei învățau și pe alții. Dar nu aveau realitatea lăuntrică. Ei nu depindeau de puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cuvântul acela pe care l-a spus apostolul Pavel. Au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc. Ei nu experimentează puterea lui Dumnezeu. Viața creștină este o viață trăită pe baza puterii lui Dumnezeu. Reducerea creștinismului la un set de principii exterioare la care trebuie să ne aliniem fiecare dintre noi este o travestire a creștinismului. Este o rușine. Este o rușine. Creștinismul este o viață trăită pe baza puterii lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, ne este dată în mod gratuit. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Nu s-a făcut un schimb, nu s-a făcut un troc, nu s-a semnat un contract, nu s-a făcut o afacere, Dumnezeu ne-a dat dumnezeiasca lui putere gratuit. Gândiți-vă ce absurd ar fi ca Dumnezeu să spună, întâi faci tu ceva și după aia îți dau puterea. Dom'le, dacă pot să fac fără puterea lui Dumnezeu, ce mai am nevoie de ea după aceea? Nu, Dumnezeu ne dă puterea lui ca să putem face. Nu invers. Unii oameni zic, noi credem în plinătatea Duhului Sfânt, credem în umplerea cu Duhul Sfânt. Și noi baptiștii credem în plinătatea Duhului Sfânt. Unii cred că nu credem, dar noi credem în ea, în adevărata plinătatea Duhului Sfânt. Dar unii zic unii zic despre această plinătate a Duhului Sfânt, Doamne, Dumnezeu ți-o dă dacă tu înainte faci asta, asta, asta și asta. Doamne, dacă pot să fac asta, asta și asta fără plinătatea Duhului Sfânt, de ce mai am nevoie de ea? Nu, tocmai pentru asta ți se dă plinătatea Duhului Sfânt. Când ești gol, neputincios, smerit înaintea lui Dumnezeu, recunoști că depinzi total de Dumnezeu, atunci o ți-o dă ca să poți face, ca să poți face ce îți dă Dumnezeu. Este o nebunie să crezi că poți câștiga măcar pentru o zi sau poți merita măcar pentru o zi puterea lui Dumnezeu. Este o nebunie. Deci nebunia în forma ei cea mai pură. Să crezi că ai putea să faci ceva ca să meriți puterea lui Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu. Și un lucru extraordinar. Noi suntem, nu știu dacă aveți pe lângă dumneavoastră o grămadă de experți din ăștia care știu cum trebuie să trăiți dumneavoastră. În general știm cum trebuie să trăiască alții, nu cum trebuie să trăim noi. Nu că e rău să ne sfătuim, dar avem o grămadă de sfătuitori care spun multe lucruri bune. Dumnezeu nu doar ne dă sfaturi, nu doar ne dă porunci. Dumnezeu ne dă puterea să facem lucrul acela. Dumnezeu ne dă puterea.
pentru fiecare poruncă, și ar trebui să credem lucrul ăsta, pentru fiecare poruncă pe care ne-o dă Dumnezeu, Dumnezeu ne dă și puterea de a îndeplini porunca aceea. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Este o veste extraordinară aici, că Dumnezeu vrea ca să fim sfinți, vrea să fim evlavioși și putem fi evlavioși. Și El ne pune dumnezeiasca lui putere la dispoziție ca să fim evlavioși. Repet din nou, este o nebunie să crezi că poți să fii evlavios prin puterea ta. Dacă poți să fii evlavios prin puterea ta, crezi că Dumnezeu să se închisească, să-ți mai dea puterea Lui? Dacă eu aș putea, Doamne, n-am nevoie de puterea ta, eu pot să... Ce nebunie e să vorbești despre sfințire ca fiind un efort în esență uman, o strofocare umană. Dacă ar fi sfințirea un efort uman, un rezultat al eforturilor mele, e o bajocorire din partea... Hai că-ți dau puterea mea ca să fii sfânt. Nu mersi, pot să fiu sfânt și fără puterea ta. Și să predică de atâtea ori sfințirea ca un rezultat al lucrării omului. Ca un rezultat al strofocărilor, al eforturilor omului. Și omul se uită în spate și spune, da, asta viața de sfințire. Uite, am făcut asta, n-am făcut asta. Doamne, ce părere ai despre mine? Pentru că omul n-a experimentat puterea lui Dumnezeu. Dar Petru arată că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Viața de sfințire este un rezultat direct al puterii lui Dumnezeu. De asta nu ne putem lăuda cu ea. Că este un rezultat direct al puterii lui Dumnezeu care lucrează în noi. Și mai observați de ce ne dă Dumnezeu puterea Lui. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost. Eu am fost la întâlniri în care am strigat după puterea lui Dumnezeu. Eu cu fratele Ciprian, noi am fost. Dar Domnul a avut milă de noi. Am fost la întâlniri unde oamenii stricau disperați. Putere, putere. Chiar îți spuneau ca și cum ar fi o formulă magică. Dacă îți pui putere repetat de multe ori, vine ceva puternic peste tine. Eu nu vreau să bajocorez pe absolut nimeni. Dar mulți dintre ei habar nu au ce este puterea aceea și pentru ce ar putea să fie dată ea. Pentru ce? În vederea a ce? Foarte puțin din aceia care cer puterea lui Dumnezeu, cer puterea lui Dumnezeu ca să fie sfinți. Foarte puțin din aceia cer puterea lui Dumnezeu să nu mai înjure, să nu se mai drogheze, să nu mai umble cu femei, să se ducă la școală să mărturisească pe Hristos, să nu mai râdă la aceleași bancuri, să nu mai vorbească la fel de porcos, să nu se mai uite la pornografie. Foarte puțin dintre ei. Vor o experiență inedită. Vor să treacă acolo, cum trecem noi baptiștii, ziua botezului, ei să treacă ziua botezului cu putere. Eu n-am nicio problemă, m-aș bucura să le fie dată mai multă putere decât mi-a fost dată mie și noi, nouă tuturor la un loc. Și să fie un exemplu și o mărturie în lume. Să le fie dată puterea aceasta, dar Dumnezeu nu dă puterea aiurea pentru nimica. Numai ca să notezi undeva, am simțit o putere, simt puterea. Ce bine ar fi dacă ai simțit și sfințirea și dacă ai trăit sfințirea. Nu numai să simți numai niște puteri imaginate de tine. Dumnezeu își dă puterea Lui doar oamenilor care ajung să fie sfinți. Ăia au parte de puterea lui Dumnezeu. Dacă nu este sfințire, să știți că nu este puterea lui Dumnezeu. Nu este puterea lui Dumnezeu. Este religia lui Simon Magul. Dați-mi și mie această putere ca să fac și eu niște scamatorii. Pe la Ponoară, pe la Alfa și Omega în studio sau nu mai știu pe unde. Asta este religia lui Simon Magul, din care se scoate o grămadă de bani. Câți dintre oamenii aceștia, unii vedeți dumneavoastră dezvoltată în țara noastră o doctrină foarte serioasă, puternică, profundă despre sfințire? Despre legătura dintre puterea lui Dumnezeu și sfințire? Nu. Putere. Toți vrem numai vindecări. Deodată numai vindecare. Vrem învieri, vrem vindecări, vrem vindecări, vrem vindecări, vrem vindecări. Când s-o vindeca viața noastră, trăirea noastră, sufletele noastre, inimile noastre, obiceiurile noastre proaste să fie vindecate prin puterea lui Dumnezeu. Pentru asta este dată puterea lui Dumnezeu. Este o binecuvântare de la Dumnezeu, de care El ne face parte. A doua binecuvântare precizată în textul acesta nu este doar puterea lui Dumnezeu, ci cunoașterea lui Dumnezeu. Ci cunoașterea lui Dumnezeu. Zice așa, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. E foarte important de observat. Puterea lui Dumnezeu ne este dată prin cunoaștere. Zice, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea. Ați spune dumneavoastră oare în aceeași propoziție cunoașterea cu puterea? Puterea pentru noi este ceva mai degrabă experimental. Da? Este ceva mai degrabă experimental. Nu ceva care gândești, ceva care procesezi, ceva la nivelul minții. Petru spune că puterea stă în lucrul acesta, în a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. În a-L cunoaște pe Dumnezeu. Așa vine puterea. Așa vine puterea. Mulți dintre oamenii care vor putere nu au niciun fel de tangență cu Hristos. Vor direct să acceseze putere. Puterea nu vine
În primul rând, decât prin cunoaștere. Și în al doilea rând, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Asta spune textul acesta. Da? Asta spune textul acesta. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Petru vorbește aici despre evenimentul inițial al întoarcerii noastre la Dumnezeu. Vorbește la timpul trecut ca o acțiune încheiată. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit. În trecut s-a întâmplat deja lucrul acesta când l-a cunoscut pe cel care ne-a chemat prin slava și puterea lui. Când am fost chemați? Când am fost mântuiți. Deci vorbește despre evenimentul mântuirii noastre. În evenimentul mântuirii noastre l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Asta este mântuirea. În trecut, vorbește la timpul trecut, o acțiune încheiată. Când l-am cunoscut pe Hristos, atunci am fost mântuiți. Când El ne-a chemat, atunci am fost mântuiți. Și în cunoașterea aceea lui Hristos, zice că am dobândit această putere de a trăi în sfințenie. Lucrul acesta se continuă pe tot restul vieții noastre. Cu cât ne focalizăm mai mult asupra persoanei Domnului Iisus Hristos și îl cunoaștem mai mult pe El, experimental, real, cu atât experimentăm și primim mai multă putere. Este direct proporțional. Cu cât îl cunoști mai mult pe Hristos, cu atât vei avea mai multă putere de sfințire. Ăsta este modul în care suntem sfințiți. Cu cât privirile și ochii sufletelor noastre și a inimilor noastre sunt ațintiți spre Domnul Iisus Hristos și vedem frumusețea Lui și vedem gloria Lui și vedem ceea ce El a câștigat pentru noi, atunci accesăm, luăm din El putere pentru a trăi viața aceasta. Lucrul acesta s-a întâmplat în momentul mântuirii și lucrul acesta se întâmplă până la sfârșitul vieții noastre. Este o legătură superbă făcută în textul acesta între putere și cunoașterea Domnului Iisus Hristos. E simplu. Puterea vine prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Nu vine fără Domnul Iisus și nu vine fără cunoașterea Lui. Să cunosc pe Hristosul adevărat, da? A treia binecuvântare precizată aici foarte clar, nu este, da, am văzut puterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu în Hristos, chemarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Asta este prima demonstrație de puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Prima demonstrație de puterea lui Dumnezeu în viața noastră este momentul în care ne-a născut din nou, în care ne-a chemat. Uitați ce spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și, repetă din nou, puterea lui, cum ne-a chemat Dumnezeu. V-am mai spus, nu există în Biblie, Dumnezeu ne face, există chemarea exterioară a Evangheliei care vine prin predicator. Dar chemarea mântuitoare implică mai mult decât o ofertă pe care ți-o face Dumnezeu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Oricine crede are viața veșnică. Este mai mult decât atâta. Este o chemare însoțită de putere. Și evenimentul cu Lazar este deosebit de clar și de limpede în a ne face să înțelegem ce se întâmplă în momentul mântuirii. Domnul folosește imaginea învierii pentru a se referi la mântuire în Ioan capitolul 5. Când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor veni la viață. Prima demonstrație de putere a lui Dumnezeu în viața mea a fost când eu, mort în greșele și în păcatele mele, rob diavolului și rob păcatului, iubitor de păcat și iubitor al lanțurilor păcatului, am auzit glasul Fiului lui Dumnezeu care a rupt lanțurile din viața mea și m-a adus la viață. Am avut parte de chemarea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate experimenta dumnezeiasca lui putere decât dacă a fost chemat. Dacă a fost chemat în felul acesta. Dacă a fost ridicat din morți. Dacă a avut parte de această chemare extraordinară a Domnului Iisus Hristos. Auziți, am fost chemați prin slava și puterea Lui. Nu spune că am fost chemați prin vorbe, printr-o expunere deosebită a Evangheliei, deși asta este fundamentală ca un om să fie mântuit. Am fost chemați prin predicarea Evangheliei, dar am fost chemați prin puterea Lui Dumnezeu. Numai puterea Lui Dumnezeu poate să genereze viață și mântuire în noi. E important de observat, zice slava și puterea Lui. Am fost chemați prin slava și puterea Lui. Slava lui Dumnezeu, slava Domnului Iisus Hristos. Strălucirea Domnului Iisus Hristos este momentul în care un suflet are ochii deschiși de Duhul lui Dumnezeu ca să vadă frumusețea Domnului Iisus Hristos, este cucerit de această frumusețe a Domnului Iisus Hristos și vine la Domnul Iisus Hristos. Limbajul acesta este prezentat, de exemplu, în 2 Corinteni capitolul 3, unde spune în felul următor. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, frumusețea Domnului, strălucirea atributelor lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când vedem frumusețea lui Dumnezeu? Auziți? Suntem schimbați sau transformați în același chip cu a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 4:6. Dumnezeu care ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Asta se întâmplă în momentul mântuirii.
Momentul mântuirii este momentul în care un om este chemat prin slava și puterea lui Dumnezeu. Adică are pentru prima dată în viața lui o revelație lăuntrică, experimentală, a frumuseții Domnului Iisus Hristos. Se îndrăgostește de Hristos. Nu l-a văzut niciodată frumos până atunci. Și se îndrăgostește de Hristos. Și este atras de Domnul Iisus Hristos. Este cucerit de Domnul Iisus Hristos. Pentru că îi se deschid ochii inimii prin Duhul Sfânt ca să vadă această frumusețe a Domnului Iisus Hristos. Asta este chemarea eficace sau ceea ce noi numim harul irezistibil. Nu ne referim la faptul că Dumnezeu lănțuiește pe un om și îl târâie împotriva voinței lui ca să-l mântuiască. Și el nu vrea. Dacă mă mântuie Dumnezeu, acum ce să fac? Ce este un moment în care măhrama aceea de pe inima lui este dată jos și este uimit. Este uimit la propriu. Contemplă frumusețea Domnului Iisus Hristos și este atras de această frumusețe a Domnului Iisus. Suntem chemați, spune Scriptura, prin slava și puterea lui. Chemarea lui Hristos, chemarea eficace, eficientă, este nu doar o ofertă, ci este o smulgere. Este o smulgere, este puterea lui Dumnezeu la lucru, care generează viață în noi, care generează viață în noi, da? Și observați, această putere a lui Dumnezeu ne este dată și în sfințire și în chemare. Observați că spune de două ori putere. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și apropo, lucrul ăsta ți-a orice scuză. Nu pot, frate. Nu pot să mă las de lucrul ăsta, nu? Ce ți-ar răspunde Dumnezeu? Ce ți-a spus deja în Biblie? Ce ți-a spus? Că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. De fiecare dată când te minți pe tine însuți și te scuzi și te justifici și să spui că, și spui că ești slab, că nu poți, că una ca alta, să-ți aduci aminte de ceea ce Dumnezeu a spus deja în cuvânt. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Nu am nici o scuză. Aceeași putere a lui Dumnezeu pe care am experimentat-o când El m-a chemat și m-a înviat și m-a atras la El și m-a mântuit. Aceeași putere a lui Dumnezeu, din chemarea lui Dumnezeu pe care am experimentat-o atunci, o experimentez pe tot parcursul vieții noastre. Unii dintre noi trăim această mare înșelare, crezând că momentul în care ne-am întors la Dumnezeu sau momentul în care am fost născuți din nou, am experimentat ceva absolut glorios, dar după aceea Dumnezeu o lasă puțin mai moale cu noi. Ne ține așa mai la relantiu, știți? Dă gazul la mai mic. Și ne dă putere, dar nu ne dă chiar așa. Dar nu este adevărat. Nu este adevărat. Uitați versetul 3. Spune că ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Ăsta e momentul inițial al mântuirii. Și după aceea spune, după ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, dumnezeiasca Lui putere ne dă tot ce privește viața și evlavia. Pentru tot restul vieții noastre experimentăm aceeași putere dumnezeiască. Din momentul întoarcerii la Dumnezeu până în momentul în care voi pune capul în pat și nu mă voi mai trezi, că voi fi acasă la Domn, până în momentul acela experimentez aceeași putere supranaturală a lui Dumnezeu. Aceeași putere. Nimic mai puțin. Suntem însoțiți, suntem asistați, în noi lucrează aceeași putere a lui Dumnezeu. Depindem total de ea. Avem proviziile nemărginite a lui Dumnezeu în fiecare zi ca să trăim în sfințenie. Și binecuvântăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Amin. Avem parte de puterea dumnezeiască a lui Dumnezeu ca să fim sfinți. Avem parte de cunoașterea lui Dumnezeu care duce la sfințire. Vedem că puterea vine prin cunoașterea lui Dumnezeu în Hristos. Avem prima demonstrație de puterea lui Dumnezeu în chemarea noastră la viață, da? Și în al patrulea rând, a patra binecuvântare menționată aici sunt promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu. Auziți ce spune textul acesta? Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Făgăduințele lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu sunt acele cuvinte pe care Dumnezeu ne le lasă în cuvântul Lui prin care ne asigură că ne pune la dispoziție proviziile de care avem nevoie ca să trăim această viață evlavioasă. Astea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Sunt cuvintele lăsate în cuvântul lui Dumnezeu, da, în care Dumnezeu ne spune că își va împlini față de noi condițiile legământului puse de El, dar care îl privesc tot pe El. Voi pune teama de mine în inimile lor, ca să nu se mai depărteze de mine. El ne dă credința, El ne cheamă, El ne sfințește, ne dă aceste promisiuni. Modul în care noi ne sfințim este citind promisiunile lui Dumnezeu. Modul în care ne sfințim este citind și poruncile lui Dumnezeu, dar modul în care ne sfințim, în mod esențial, este citind promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a promis că mă va sfinți. În domeniul ăsta. Dumnezeu mi-a promis că va face lucrul ăsta în mine. Și eu stau în rugăciune, stau cu biserica în rugăciune, stau cu biserica în închinare, stau acasă în rugăciune personal cu familia și aștept ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile față de mine.
Că eu sunt copilul lui Dumnezeu, care am fost izbăvit de sub puterea întunericului. Eu sunt copilul lui Dumnezeu de peste care s-au rupt lanțurile păcatului. Și am promisiunile lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu și prin aceste promisiuni voi experimenta în continuare miracolul sfințirii. Moralitatea nu este un miracol, sfințirea este un miracol. Pentru că spune că prin aceste făgăduințe ne facem părtași firii dumnezești. Prin aceste făgăduințe primim din însăși ființa lui Dumnezeu. Atributele lui Dumnezeu lucrează, strălucesc peste noi și suntem transformați în același chip cu al lui Dumnezeu. Uitându-ne la promisiunile lui Dumnezeu, de asta cuvântul lui Dumnezeu este modul în care este lucrat acest miracol al sfințirii în noi. Sfințirea este un miracol. Și știi lucrul ăsta, știi când știu pocăiță că sfințirea e un miracol? Când ei care au experimentat pe Dumnezeu, în felurite moduri, au ajuns la perioade din viața lor când nu pot să se lase și să se pocăiască de cele mai banale obiceiuri și prostește obiceiuri. Își dă seama că sunt rele lucrurile pe care le fac și nu pot să se lase de ele. Atunci îți dai seama că sfințirea este un miracol. Dumnezeu produce miracolul sfințirii în noi când noi stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și vedem promisiunile lui, le numește atât de frumos aici, nespus de mari. Repet, când îți vezi neputința și slăbiciunea și citești promisiunile lui Dumnezeu, îți dai seama că aceste promisiuni sunt nespus de mari. Promisiunea lui Dumnezeu când ne va sfinți, că ăsta este contextul, promisiunea la prosperitate, schimbarea mașinii, casei și nu mai știu ce. Promisiunea sfințirii, promisiunile sfințirii lui Dumnezeu, sunt promisiunile care ne arată că Dumnezeu va lucra acest miracol al sfințirii în noi. De asta e important să știi promisiunile lui Dumnezeu. Așa te sfințește Dumnezeu. Stând în fața cuvântului Dumnezeu, sinceritate, singur, cu familia sau cu adunarea, și așteptând și cerând de la Dumnezeu și depinzând de Dumnezeu ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile. Aplică prin credință promisiunile lui Dumnezeu la viața ta. Ia pasajul acesta acasă în taina inimii tale, în rugăciune și spune: Doamne, Tu mi-ai spus lucrul ăsta. Împlinește-l în viața mea. Eu pot să fiu sigur că Dumnezeu le va împlini, că așa mi-a spus în cuvânt. Am garanția cuvântului lui Dumnezeu. Am garanția cuvântului lui Dumnezeu. Prin chemarea aceea, prin slava și puterea Lui, El mi-a dat aceste promisiuni. Dumnezeu nu poate să mintă. Dacă, și vedeți cum se leagă, zice, ne-a chemat prin slava și puterea Lui prin care ne-a dat făgăduințele. Dacă Dumnezeu a produs cel mai greu lucru care se putea produce în universul ăsta, adică recrearea mea dintr-un mort, dintr-un om care existam, dar am căzut în păcatul meu, legat în lanțurile fără de legii, dacă El m-a înviat la viață, dacă El m-a recreat după chipul Domnului Iisus Hristos și a putut să facă asta, cu siguranță poate să continue acest proces a sfințirii. Sfințirea este mai ușor de făcut decât regenerarea. Pentru că sfințirea înseamnă să continue Dumnezeu ceva ce este deja făcut în noi. Este o progresie. Dacă Dumnezeu a putut să te învie la viață, Dumnezeu te poate ține în viață. Și am promisiunile acestea în cuvântul lui Dumnezeu de care mă agăț și prin care trăiesc viața de sfințire. Prin agățarea de promisiunile lui Dumnezeu noi experimentăm sfințirea. Noi experimentăm sfințirea. Și atunci această promisiune extraordinară, acest privilegiu, al cincilea privilegiu promenit aici, părtășia cu natura lui Dumnezeu sau la natura lui Dumnezeu, este un cuvânt greu de interpretat dintr-o oarecare punct de vedere. Spune aici, prin promisiunile acestea pe care ne le-a dat Dumnezeu, nespus de mari și scumpe pentru că l-a costat pe Fiul Lui și sângele Fiului Său, prin ele, spune, ne facem părtași firii dumnezeiești. Cum ne facem noi părtași firii dumnezeiești? Vă vine să credeți? Ne vine să credem nouă puțin credincioșilor că Dumnezeu ne împărtășește cu natura Lui? Ăsta este termenul de acolo. Ne facem părtași naturii dumnezeiești. Nu spune că primim noi natura dumnezeiască, Dumnezeu este infinit. N-avem noi cum să ținem natura dumnezeiască în ființele noastre. Dar suntem împărtășiți cu ea. Prin unirea noastră cu Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, suntem conectați, suntem făcuți părtași naturii dumnezeiești. De asta sfințirea e posibilă. Este singurul motiv pentru care sfințirea este posibilă. Pentru că un păcătos ca mine, slab, un nenorocit, adus la viață, sunt legat prin Domnul Iisus Hristos cu natura dumnezeiască. Și din natura dumnezeiască mi este comunicată puterea și viața din Dumnezeu. Și această putere și viața lui Dumnezeu lucrează în mine în fiecare zi. Mâine dimineață o să te trezești creștin pentru că ești făcut părtaș naturii dumnezeiești. Din niciun alt motiv nu ești creștin.
Nu că atunci când te-ai pus la, în pat, te-ai rugat o rugăciune de 5, 10, 30, 40 sau 50 minute. Nu de asta. Și pentru că ești ținut în legătură constantă, continuă, prin Domnul Iisus Hristos cu natura dumnezeiască. Această părtășie la natura dumnezeiască este continuă. Ea lucrează în noi continuu. Pentru că spune, când noi ne focalizăm asupra promisiunilor lui Dumnezeu, nespus de mari și scumpe, prin ele ne facem părtași firii dumnezeiești. Prin promisiunile lui Dumnezeu, care sunt lăsate în cuvântul lui Dumnezeu. Că de unde din altă parte să știm noi promisiunile lui Dumnezeu, nu? Decât din cuvânt. Vezi ce legătură, ce... Parcă e o pânză de păianjă în toate lucrurile, converg și se leagă împreună. Puterea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, chemarea de la începutul vieții noastre de credință când am fost mântuiți, promisiunile lui Dumnezeu, părtășia la natura lui Dumnezeu, toate lucrurile se leagă împreună. Nu poți să le desfaci. Dacă ai scos una, ai dărâmat totul. Ele lucrează împreună și ele împreună produc în noi viața de sfințire. Și apoi ultimul lucru pe care îl precizează aici Apostolul Petru este părăsirea poftelor lumești. Este important și lucrul acesta. Asta este generat de ce s-a spus mai înainte. Zice, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Important cuvântul ăsta, fugit. Ai putea să descrii întoarcerea ta la Dumnezeu așa? Momentul în care ai văzut frumusețea lui Hristos, te-ai uitat în spate la păcatele pe care le-ai făcut și ai luat-o la goană spre Dumnezeu, spre sfințire, spre viața veșnică. Nu te-ai uitat în spate și să spui, fain era când umblam eu, când mergi. Auzi, mărturii din astea, când el își povestește așa cu părere de rău toate păcatele în care au trăit. Când mergeam și făceam și descria atât de glorios păcatele. Nu ați auzit mărturii din astea? Și ajunge la Domnul Iisus Hristos, da, m-am pocăit, mă duc și eu în cer, Domnul mi-a iertat păcatele. Nu prea e fascinat. A fost mai degrabă e fascinat de ceea ce a făcut. Am renunțat la astea. Fain a fost. Da, cu speranța că mă duc în cer și o fi acolo altceva frumos în afară de viața asta de sfințire care e grea și asta e. Auziți ce spune Petru? Oamenii aceștia care au experimentat lucrurile acestea au fugit, au lepădat de stricăciunea care este în lume prin pofte, da? E ca și cum ai lăsat ceva de care te temi, un pericol sau ceva detestabil, ceva de care ți este scârbă. Fugi! Băi, la goană, nu-ți mai place! Nu-ți mai place! Ai fugit! Este un act decisiv în viața mea când Dumnezeu m-a luminat, când Dumnezeu m-a chemat prin slava și puterea Domnului Iisus Hristos. Eu fug! Dar nu fug din lume, nu fug de lume. Petru nu vrea să spune că nu mai mă implic în lume. Petru nu vrea să spună că nu mă folosesc de lumea aceasta. Nu asta vrea să spună Petru. Petru spune foarte clar. Petru explică foarte clar ce ușor ar putea să fie distorsionat pasajul acesta. Câte predici n-am auzit când eram mic. Fraților, trăim în lumea asta. Suntem lumești. Știam, mă, ce? Că mănâncă să lumesc? Că asta e lucru din lume. Că muncesc, că se lumesc, că muncesc pentru lucrurile din lume, nu? Ca să aduc în familia mea lucrurile lumii. Ce înseamnă să fii lumesc? Ce înseamnă să fugi de stricăciunea care este în lume? Petru spune exact, precis, arată ce înseamnă. Ce înseamnă să nu iubești lumea? Căci lumea și pofta ei trece. Despre asta vorbește. Ce spune Petru aici? Ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Despre asta vorbește. Ăsta este sistemul lumesc pe care Dumnezeu îl permite pe pământul acesta și de care noi fugim, de care ne este scârbă și pe care nu-l iubim. Sistemul lumesc care se manifestă prin pofte. Cum să strică lumea asta? Să strică lumea fiindcă oamenii mănâncă și muncesc? Nu așa să strică lumea. Petru vorbește despre o stricăciune morală. Ioan vorbește despre o stricăciune morală. Pavel vorbește despre o stricăciune morală și spirituală. Despărțiți de Dumnezeu, lucrul acesta se vede într-o viață imorală. Asta este stricăciunea spirituală și morală care este în lume datorită poftelor. Dar ce sunt poftele? Poftele sunt niște stări foarte perverse și parșive. Știți ce? Că de multe ori pofta este o dorință legitimă, dar pe care vrem să o împlinim în moduri contrare cuvântului lui Dumnezeu, în momente în care Dumnezeu nu vrea să le împlinim, da? În modalități sau momente, sau în cadre în care Dumnezeu nu vrea să le împlinim. Vă dau un exemplu. Este un tânăr care s-a îndrăgostit de o fată și vrea să căsătorească cu ea. Niciunul dintre noi nu spune că e anormal la cap și nici nu-l trimite la doctor sau să-l exorcizeze păstorul. Corect? Dar e bine, vrea să însoare. Ce fel de problemă? Dar dacă ăsta vrea să consume cu 3-4 luni sau cu un an înainte binecuvântările căsătoriei,
Aia se cheamă poftă. Pentru că o dorință legitimă, un instinct legitim, o înclinație legitimă vrea să fie satisfăcută într-un moment, într-un cadru nepotrivit, nepermis de Dumnezeu. Aceeași acțiune, peste 3 luni sau peste 2 săptămâni sau pentru unii peste 2 zile, domnule, ar fi perfect legitimă în ochii lui Dumnezeu. Dar el spune nu, calc în picioare cuvântul lui Dumnezeu și găsește o grămadă de scuze ca să nu facă ce îi spune Dumnezeu. În momentul în care vrea Dumnezeu, în cadrul în care vrea Dumnezeu și cu persoana cu care vrea Dumnezeu. Asta este o poftă. O dorință care s-ar putea să fie legitimă și care este experimentată într-un cadru nepermis de Dumnezeu, într-un moment nepermis de Dumnezeu, în modalități nepermise de Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să muncim? Este o poruncă să muncim. Poate munca să devină o poftă? Da. Dacă când trebuie să te duci la închinare, tu muncești, dacă nu mai ai timp de sufletul tău sau de sufletul nevestei tale sau de pruncii tăi, aia a devenit o poftă. Poți să o scuzi în fel și chip, dar e o poftă. Nu-i nimic mai mult decât o poftă. Vrea Dumnezeu să ne îmbrăcăm? Cu siguranță poate să devină dorința de îmbrăcare o poftă. Orice poate deveni o poftă. Orice poate deveni o poftă. Când ajungi să exagerezi și să depășești limitele stabilite de cuvântul lui Dumnezeu, dorința aceea s-a transformat într-o poftă. Și spune că asta face ca lumea aceasta să se strice, să se degradeze, să intre într-o degradare profundă, morală și spirituală. Și Scriptura pune aici într-un contrast absolut superb. Faptul că oamenii aceștia au parte de puterea lui Dumnezeu, au parte de Domnul Iisus Hristos, au parte de făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, da? Au parte de toate aceste binecuvântări și trăiesc într-o lume care se strică prin pofte. Și diferența dintre oamenii aceștia și lume este tot mai mare pe zi ce trece. Ei trăiesc în trăiesc viața aceasta în evlavie, au puterea lui Dumnezeu ca să trăiască viața duhovnicească și evlavia pe care o vrea Dumnezeu, în timp ce lumea ce face? Să strică prin pofte. Vreau să vă las câteva aplicații cu care închei în seara aceasta. Viața de sfințire depinde de înțelegerea și experimentarea puterii lui Dumnezeu. Să ne fie clar. Creștinismul este o religie bazată pe puterea lui Dumnezeu. Nu putem trăi viața de sfințire fără puterea lui Dumnezeu. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. 2. Lipsa cunoașterii lui Hristos duce la o viață de creștin schilodită și anemică. Lipsa cunoașterii Domnului Iisus Hristos în mod constant și continuu duce la o viață schilodită și anemică. Mă chinui și nu știu de ce. Sunt născut din nou, încep să mă întreb dacă m-am mântuit cu adevărat sau ce se întâmplă în viața mea. Întreabă-te dacă nu cumva Domnul Iisus Hristos nu mai este focusul vieții tale. Nu mai este centrul vieții tale. De aceea am spus și spun din nou lucrul acesta. În viața unei biserici, persoana Domnului Iisus Hristos trebuie să fie focusul. Să fie focusul în cântare, să fie focusul în predicare și să fie focusul nostru în rugăciune. În jurul lui trebuie să graviteze absolut totul. Când eu îmi cheltuiesc banii în familie, în discuție cu soția mea, în planurile pe care ni le facem împreună, când îmi cheltui banii și definesc cheltuirea banilor în relație cu Domnul Iisus Hristos, atunci mă voi bucura chiar și de cheltuirea banilor. Când fiecare domeniu, fiecare părticică din viața noastră personală sau din viața familiei noastre o definim în relație cu Domnul Iisus Hristos, atunci experimentăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Ești sfânt când îți cheltui banii, ești sfânt când te duci la picnic, ești sfânt când te întâlnești cu prietenii tăi, ești sfânt când te duci la muncă, ești sfânt totdeauna. Pentru că definești toate prin Domnul Iisus Hristos. Îl cunoști pe Hristos. Îl cunoști pe Hristos în felul în care El vrea să-mi cheltui banii. Îl cunosc pe Hristos în felul în care El vrea să mă port cu cutare și cu curtare. Îl cunosc pe Hristos și felul în care El vrea să muncesc. Îl cunosc pe Hristos în fiecare domeniu din viața mea. Eu nu pot să-L izolez pe Hristos la un moment anume din viața mea sau la un domeniu anume din viața mea. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos este fundamentală pentru trăirea în sfințenie. 3. Pentru experimentarea sfințirii este necesară experimentarea chemării supranaturale. Dacă eu n-am fost chemat la viață, dacă n-am fost chemat prin slava și puterea Lui, dacă eu niciodată n-am văzut frumusețea Domnului Iisus Hristos, n-am contemplat frumusețea Domnului Iisus Hristos, n-am fost atras, cucerit, dacă nu m-am îndrăgostit niciodată de Hristos, dacă n-a existat momentul ăla sau perioada aia în viața mea în care să fie experimentat lucrul acesta, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Poți să botezi un asemenea om de 100 de ori, poți să-i faci ce vrei tu, poți să-i dai câte reguli vrei tu. Dacă el nu-L iubește pe Hristos, dacă nu-L vede frumos pe Hristos, dacă nu este pasionat de Hristos,
Dacă el n-a văzut în viața lui ce înseamnă lucrarea frumoasă a Domnului Iisus Hristos. Pentru ochiul carnal, Hristos crucificat este o blasfemie, este o absurditate, este ceva absolut oribil. Absolut oribil pentru ochiul carnal. Ochiul carnal mai degrabă ar trece cu vederea zecile de milioane de oameni pe care le-a omorât filozofia comunistă ateistă. Ar trece cu vederea asta. Are o problemă cu unul singur care a murit, tocmai ca să ne mântuiască, cu ăsta are o problemă. Asta le trece rapid. Pentru ochiul carnal este mai ușor de privit extirparea la zeci și zeci de milioane de copii din pântecele macilor. Pentru ochiul carnal e mai ușor de privit faptul că trupurile unor femei devin morminte ale propriilor copii. E mai ușor de privit asta. Are o problemă cu o singură moarte, cu moartea Domnului Iisus Hristos. E pentru el o nebunie asta. E o prostie. N-au cum, ce, nu. Pentru ochiul carnal. Dar pentru ochiul care este deschis prin puterea Duhului Sfânt, prin Evanghelie, și ajunge să vadă frumusețea lucrării răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Pentru ochiul ăsta, pentru omul ăsta, viața de sfințire este posibilă. Doar dacă e experimentat această chemare prin slava și puterea Lui. 4. Promisiunile lui Dumnezeu sunt combustibilul esențial în sfințire. Promisiunile lui Dumnezeu sunt combustibil esențial în sfințire. În promisiunile lui Dumnezeu aflăm proviziile pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru tot restul vieții noastre care trăim în sfințire. Să știți, pe mine nu mă mișcă absolut deloc retorica asta manipulatoare, perfidă, de inocularea fricii în sufletele creștinilor, de genul ăsta. Dacă ar veni o persecuție, ce s-ar întâmpla cu noi? Ce să se întâmple, Doamne, cu credincioși adevărați? Ce ar putea să se întâmple cu credincioși adevărați? Este o manipulare de 2 lei. Este o manipulare de 2 lei. Credincioși adevărați vor fi mai sfinți. Credincioși adevărați vor experimenta mai mult pe Dumnezeu. Iar falsii convertiți, că nici nu poți să-i numești credincioși, să vor duce acolo oricum unde s-ar duce. Oricum unde s-ar duce, da? S-ar face o departajare mai clară, da? Noi avem promisiunile lui Dumnezeu și în promisiunile acestea ne este prezentat combustibilul pe care Dumnezeu ne-l dă. Ne este promis provizia infinită de har pe care Dumnezeu o are pentru noi pentru tot restul vieții noastre. Da? Și în final, 5. Viața creștină înseamnă părăsirea decisivă și continuă a stricăciunii din lume prin pofte. A fost lucrul ăsta în viața mea și lucrul ăla continuă pentru totdeauna. Sunt îndreptat spre Hristos, spre promisiunile Lui, primesc puterea Lui, pentru că a existat o zi în viața mea în care eu am hotărât prin puterea lui Dumnezeu să termin cu stricăciunea care este în lume prin pofte. Am terminat-o atunci și continui să o termin în fiecare zi. Că sunt expus în fiecare zi, sunt bombardat în fiecare zi. Nu suntem. Nu v-ați trezit niciodată gândind ca lumea. Dorind ca lumea, tânjind ca lumea, având acele dorințe ilegitime pe care Dumnezeu ți le interzice. Tu poate că ți-ai găsit niște scuze. Dumnezeu îți spune prin Duhul Sfânt, ai depășit limita. Ai depășit, pur și simplu ai depășit limita. Ai depășit limita muncă. Ai depășit limita în felul în care ți-ai cheltuit banii în domeniul ăla sau ăla. Ai depășit limita ducându-te acolo, făcând aia. Deja a devenit o poftă pentru tine. Nu mai e ceva legitim. Și ai început să te asemeni cu lumea. Și Dumnezeu ne cheamă să trăim această viață de rupere a legăturilor noastre spirituale sau morale cu sistemul lumesc care se strică. Și trebuie să facem lucrul ăsta pentru că noi ne sfințim. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să continuăm să facem lucrul acesta. Și dacă sunt oameni care n-au experimentat lucrarea aceasta, să ne rugăm, să tânjim, să așteptăm, să plângem, să postim și să facem tot ce ține de noi ca ei să ajungă la momentul acela. Amin.